Bună ziua! Vă prezint astăzi Samsung C3530, un telefon proaspăt lansat în luna noiembrie 2010. Îl avem și noi astăzi în stoc, la sfârșitul lunii decembrie, și facem această scurtă prezentare. Cântărește 91,4 grame. Este ușor, având în vedere că capacul din spate este dintr-un aliaj, stainless steel, oțel inoxidabil, și rama laterală este tot metalică. Un telefon elegant, foarte bine finisat. Materialele sunt de foarte bună calitate. Mi-aduce aminte de un telefon care îl folosesc personal, Nokia C5. Tot în acest stil este construit, un telefon clasic. Tastatură, tastele mari, tastează foarte ușor, tastatura se vede clar că este de foarte bună calitate. Cred că este un atol acest telefon, finisajul acesta de înaltă calitate. Dacă nu am dat capacul jos, de sub găsim un slot pentru cardul microSD. Telefonul are o memorie internă de 50 de mega și suportă un card până la 8 giga. Bateria litiu-ion de 960 de mAh. Vedem camera de 3,2. În semnul pe capac este 3,2. Este de fapt o cameră de 3,15 megapixeli. Difuzorul pentru MP3. Punem și capacul. Să fim atenți să-l închidem bine. Vorbeam de cameră. Este o cameră de 3,15 megapixeli. O rezoluție maximă putem face poze la 2048 x1536 de pixeli. Putem și filma cu această cameră QCIF la 15 frame-uri pe secundă. Găsim pe lateralele telefonului, în dreapta, un orificiu pentru șiret, în stânga butoane pentru volum, bineînțeles și zoom în modul cameră. Aici găsim o mufă pentru încărcător mic, mini USB, cum sunt clasicele încărcătoare de acum, numai cu USB. Căștile 3,5 mm pentru această mufă. Meniul este clasic, stați un pic să dăm aici tastele. Meniul de apeluri, meniul de contacte, suportă 1000 de numere, plus fotocol. Mi-a venit în minte acum să vă precizez și de display, nu este chiar un reușit, culorile nu parcă nu sunt atât de vii, 256.000 de culori, este un TFT, destul de generos, 2,2 inch, măsoară pe această diagonală, rezoluția maximă este una clasică de 240x320 de pixeli. Ajungem la muzica, am downloadat și noi o melodie prin intermediul Bluetooth-ului. Bluetooth este varianta 2.1 cu A2DP. Volumul este la maxim. Tot am ajuns aici, pot să vă spun că telefonul suportă MP3 și MP4, H.263, WMA și AAC Player. Cei de la Samsung spun că dispune de tehnologia DNSE, Digital Natural Sound Engine. Nu excelează la sunet. Nu se aude nici foarte tare, nici foarte clar. Însă nu este nici melodia, cred, foarte bine înregistrată, care am dat noi, dar nici telefonul nu este dedicat muzicii. Fișierele noastre, avem aici o poză făcută mai devreme cu camera. V-am spus, parcă nu sunt așa mulțumit de cum se vede o culoare pe culorile, cum se văd pe display. Mesajele, internetul. Internetul ne putem folosi doar de aici, clasa 12, deci va fi nevoit să plătim. Organizatorul. Clasic, un organizator clasic de Samsung. Nimic inovativ. Camera. Sunt multiple setări, bineînțeles. Deja la 3,5 megapixel trebuie să găsim. Comunicații, Instant Messenger, Bluetooth Messenger, Messenger prin Bluetooth între două telefoane Samsung, Twitter, comunitățile, deja renumitele, nu mai are sens să le enumăr. Setările, este un meniu clasic de Samsung, deci ne așteptăm la funcții clasice de Samsung. Cum vedeți și dumneavoastră, nimic deosebit. Meniul de downloads, muzică, videoclipuri, și așa mai departe. Ajungem și la meniul de aplicații. Shortcut Google, FM radio, înregistrează FM, este cu RDS radioul, jocuri. Vedeți lăcățelele în lateral, sunt demo-uri. Nu chiar toate, acestea, spre exemplu, nu. Putem cumpăra, bineînțeles, numărate.
voice recorderul, Bluetooth-ul. Nu vine cu nimic inovativ acest aparat, însă doar cu designul. Cei de la Samsung au înnoit prin acest telefon gama telefonelor compacte. Punctul meu de vedere, au reușit prin rafinament, calitatea finisajelor. Samsung C3530. Pentru mai multe detalii, vă aștept pe site-ul nostru, telefonul tău.eu.